câteva versete din textul pe care l-am citit. Capitolul 1 din Evanghelia lui Luca este un capitol mare, 80 de versete. Avem foarte puține capitole în Biblie care să aibă 80 de versete. El pune o temelie pentru ceea ce va urma după aceea. Cel care scrie capitolul acesta este un om care a făcut cercetări cu deamă rândul. S-a dus și a stat de vorbă cu cei care au fost în locul în care au trăit Zaharia și cu Elisabeta, cei din satul lui de acolo, a aflat lucruri care altfel nu le-am fi știut noi astăzi. E un capitol lung, 80 de versete. Câteva versete pe care vreau să vi le reîmprospătez. Din mesajul îngerului. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său, David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci. Și împărăția lui nu va avea sfârșit. Versetul 41. Când a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece. Și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Versetul 67. Zaharia, tatăl lui Ioan, s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit și a zis: Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, pentru că a cercetat și a răscumpărat pe poporul său și ne-a ridicat o mântuire puternică, sau un corn de mântuire, cum scrie în notă, în casa robului său David, cum vestise prin gura sfinților săi proroci care au fost din vechime. Mântuire de vrășmașii noștri și de mâna tuturor celor ce ne urăsc. Astfel își arată el îndurarea față de părinții noștri și își aduce aminte de legământul lui cel sfânt. Potrivit jurământului prin care se jurase părintelui nostru Avram, că după ce ne va izbăvi din mâna vrășmașilor noștri, ne va îngădui să îi slujim fără frică, trăind înaintea lui în sfințenie și neprihănire, în toate zilele vieții noastre. Câți dintre dumneavoastră ați văzut Fiddler on the Roof? Este un film făcut despre evrei din Rusia țaristă, viața lor, pogromul pe care din când în când îl dezlănțuiau autoritățile asupra evreilor și hotărârea lor să plece în bejenie, unii spre Varșovia, alții spre America. În naivitatea lor nici nu știau unde merg. Sunt evrei rătăcitori. Vorbesc, tu unde te duci? Păi avem un unchi, Avram, care este la New York. Și tu unde te duci? Noi mergem la cineva care este în Chicago. O să fim vecini. În altă scenă memorabilă din filmul acesta, când înțeleg toți că se dă foc la sat și trebuie să plece, rușii nu-i mai suportă și ei trebuie să plece, și lasă bruma aceea de sărăcie pe care o aveau, dar care era lor, Anatelka, satul lor. Ce nu-i mare sat. Cine trece pe aici nici nu-și dă seama când a ieșit din el și când a intrat din el. Dar e satul nostru și trebuie să plecăm. Rabinul, ca de obicei, este în mijlocul lor și împarte necazul și e ancora lor, pentru că e reprezentantul lui Dumnezeu. Și unul vine la el, așa plângând, și spune: Rabinule, scrie în cartea noastră că trebuie să vină Mesia? Scrie că trebuie să vină. Da, vine Mesia. Sfinția ta, n-ar fi momentul ăsta cel mai bun ca să vină el acum, când avem noi cele mai mari necazuri? Și rabinul bătrân îi spune: va veni, dar deocamdată hai să împachetăm și să plecăm. Decembrie acesta este un decembrie neobișnuit. Pentru că de câte ori ne gândim la Israel, ne gândim la Israelul de acum 2000 de ani, dar realitatea dă buzna peste noi și avem de-a face cu ce se întâmplă în Israel acum. Avem de-a face cu Psalmul 83. Să-i aruncăm în mare și să le luăm țara. Și suntem cu ochii acolo, suntem cu inima acolo și nu știm să iubim sau să nu iubim, să ne rugăm pentru ei sau să nu ne rugăm pentru ei. Dimineața v-am spus că există câteva certitudini și există câteva speranțe pentru viitor.
La vârsta mea, care nu e departe de vârsta majorității celor care suntem aici, avem o mare binecuvântare că nu trebuie să dormim așa mult. Avem insomnii. Sau adormim greu, sau dacă adormim, dormim un pic o bucată de noapte, cum spun moldovenii, și... Am avut astfel de nopți de veghe în noiembrie și m-am gândit la biserică, m-am gândit la predici pentru anul acesta. Acum suntem trei predicatori și e puțin mai dificil. Când eram singur, luam serii de predici. Am avut un an în care am luat cântările de la nașterea Domnului Iisus și sunt pam, 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 cântarea Mariei, Ana, Îngerii, Zaharia. În alt an am luat martorii nașterii Domnului Iisus Hristos. Ce să fac anul acesta? Și încet, încet m-am amestecat așa în inima mea ce se întâmplă acum în Israel și nesiguranța asta și întrebările care vin, e ăsta sfârșitul? Începe acum Armagedonul? Pleacă biserica sau nu pleacă biserica? Pentru că dacă începe acolo, asta înseamnă că noi trebuie să plecăm. Când vine Domnul Iisus? Dumneavoastră, ce ați să răspunde la întrebarea asta? Eu spun că poate să vină și înainte să mă urc eu în avion. Vremea e coaptă. Europa e așezată pentru un dictator. Europa nu are niciun lider. Dacă vă uitați dintr-un capăt în altul, în măsura în care aveți maturitate politică și acces la internet, nu există un singur lider în toată Europa. Nu există. A fost o doamnă Thatcher, a fost Willy Brandt, a fost De Gaulle, au fost oameni mari în Europa. Nu există. Intenționat sau providențial, Europa nu are un lider și geme după un lider. Este prinsă între doi titani, colosul rusesc și America, și nu știu pe cine să asculte, de cine să se teamă mai repede. Deocamdată ascultă de americani, deocamdată. Pentru că America e departe și Rusia e foarte aproape. Și America în ultimul timp s-a făcut cunoscut prin faptul că intră și pleacă când ți-e mai greu pleacă. I-a lăsat pe ea din Afganistan, i-a lăsat pe ea din Irak. Acum sunt cu Israel și întreabă, și cât o să stea cu Israel? O să vedeți că și pe ăștia îi lasă. S-au dus cu ucrainenii și pe ăștia îi lasă. Și Europa nu știe ce să facă. N-au un lider. N-au, se ascunde între cei doi. N-au o personalitate care să spună, ăștia suntem și asta vrem noi. Va veni o astfel de personalitate? Peste picioarele, parte din fier și parte de lut? A? Mergem la profeții? Va veni anti-Hristul. Și el trebuie să apară pe o vreme dintre aceasta de nesiguranță, de haos, de panică, în care vor ajunge să spună vorba lui Hal Lindsey, cel care a deschis fereastra profețiilor în America, înger sau drac să vină și să ne scoată din starea asta. Nu ne interesează. Înger sau drac, dar să ne scoată din starea asta. Și Europa merge, plunjează spre starea aceea. Nopțile acestea, deci am stat înaintea Domnului și de acolo au ieșit aceste certitudini și speranțe. Pe ce putem să fim siguri? Și pe ce nu suntem încă siguri? Și dimineața v-am vorbit despre două sau trei din aceste certitudini care le împărțim, le împărtășim, suntem ale noastre. Am văzut azi dimineață, de exemplu, că suntem în centrul atenției lui Dumnezeu și Dumnezeu nu uită pe niciunul dintre copiii lui. Oricât ni s-ar pare nouă lucrul acesta, doi bătrâni fără copii și niște pomi tomnatici fără rod, sunt în planul lui Dumnezeu. Nu le-a dat un copil pentru că n-a vrut să le dea un copil obișnuit. Le-a dat un copil despre care Fiul lui Dumnezeu, deci Dumnezeu însuși care l-a dat pe copil, va spune, este cel mai mare născut din femeie. A doi bătrâni care credeau că Dumnezeu i-a trecut cu vedere. O fecioară care se gândea la viața de pe pământ și îngerul a zis, nu, tu ai un destin mult mai mare. Generație după generație și până în slavă te vor numi fericită. Tatăl meu a vorbit odată de ziua mamei, aici în America. Și biserica era curioasă ce o să spună fratele Vasile Brânzei. Cunoașteți pe tata. Și tata a ieșit înaintea bisericii și a spus,
Există patru femei pe care vreau să le întâlnesc când voi fi înviat din morți. Fratele Vasile vorbește de femei. Și nu de una, de patru. Ce ne-a ascuns fratele Vasile până acum? Nu vi le spun pe toate patru, vă las să fiți curioși. A spus că vreau să mă întâlnesc prima dată cu mama, Eva. Femeia cu care vreau să mă întâlnesc. Și să întreb, ce-a fost în capul tău? Ce ți-a lipsit de ne-ai băgat pe toți în situația asta în care suntem astăzi? Mama Eva e mama mea. Vreau să mă întâlnesc cu ea și să stau de vorbă cu ea. Ori m-a spus, vreau să văd o altă mamă, mama Domnului Iisus, pe Maria. Așa sunt de curios, așa aș vrea să vorbesc, sufletul meu arde de nerăbdare să văd pe femeia aceasta. A treia nu mai contează și a patra zis, și a patra mamă cu care vreau să mă întâlnesc în eternitate după înviere este mama copiilor mei. Da, tata a fost un sentimental chiar dacă nu a apărut. Era dor de mama. Maria a fost în planul lui Dumnezeu să fie ceea ce nu multe femei au fost în istorie și îngerul îi face plecăciune și toți o vor numi fericită acum și în eternitate. O altă certitudine care am spus-o azi dimineață este că profețiile se împlinesc. Niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Spune îngerul lui Maria și Maria crede lucrul acesta. Crede lucrul acesta. Și noi clădim viața noastră pe cuvântul lui Dumnezeu și de aceea ne bucurăm de această certitudine pe care o avem. Nu pe nisip, pe stâncă. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. O altă certitudine care ar fi cam numărul 4, a patra certitudine pe care o am, este că încă este posibil ca Duhul lui Dumnezeu să-i umple pe oamenii acestui pământ. Nu sunt pentecostal. Sunt mult mai mult decât pentecostal. Sunt un credincios biblic. Și cred că idealul lui Dumnezeu pentru Daniel Brânzei este ca Daniel Brânzei să fie plin de Duhul Sfânt. Este ceea ce tânjesc, ceea ce doresc. Nu numai când am fost în spital și am avut trăirile înalte care le-am avut atunci. În fiecare zi a vieții noastre, a mele, și fiecare noapte în care nu dorm. Împreună cu David spun, du-mă pe stânca pe care nu pot ajunge. Și știu ca să fiu plin de tine, să am o stare înaltă de părtășie cu tine, nu e în puterea mea. De aceea mă găs de textul care îți vine, venea zburând călare pe un heruvim, a coborât cerurile. Mă rog Domnului să mă umple de Duhul Sfânt. Și cred că asta este starea normală, nu anormală, pe care trebuie să o trăim fiecare dintre noi. Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Zaharia s-a umplut de Duhul Sfânt. Maria s-a umplut de Duhul Sfânt. Iar unul care încă nici nu era născut, în pântece s-a umplut și el din Duhul Sfânt. Putem spune că el a fost din pântecele Maicii, plin de Duhul Sfânt. A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei. Când a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece. Subalternul, în fața superiorului, a luat poziția de drepți. Ioan Botezătorul va fi mai mare ca Domnul Iisus cu 3 luni. Vor fi verișori. 6 luni, da. 6 luni, 6 luni, 3 luni. Acum, s-o godiți dumneavoastră. Nu ne certăm la matematica asta. Este o certitudine și este dorința lui Dumnezeu ca în viața noastră pe pământul acesta să nu fim membri de biserică. Să nu fim cei care împărtășim niște crezuri. Și dacă le avem pe hârtie mai frumoase ca alții care le-au altfel, suntem mai buni ca ei. Dumnezeu vrea ca să ne umple de Duhul Sfânt așa cum am fost înainte de cădere și așa cum vom fi în eternitate când El va fi totul și în toți. Asta e idealul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Acestea sunt certitudini și mai am câteva certitudini, dar aș vrea să trec de la ele la câteva anunțuri care au rămas neîmplinite.
și ne mușcă astăzi. Le citim, trecem de ele, dar dacă stăm să ne gândim, oamenii care ne critică pe noi creștinii, am ajuns să credem niște bazaconii, au dreptate. Nu s-au împlinit. Vă spuneam azi dimineață de unul dintre exemple. Voi ziceți creștinii că la nașterea Fiului lui Dumnezeu s-a deschis cerul, au venit îngerii și au cântat pace lui Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii. Unde, bă, e pace, bă? Catolicii nu se înțeleg cu ortodoxi. Toată istoria s-au mâncat unii cu alții. Nu s-au înțeles catolicii cu catolici. Nu se înțeleg astăzi ortodoxi cu ortodoxi. Uite ce a făcut ăla cu biserica rusă din Ucraina. Uite ce au făcut moldovenii cu biserica rusă din Moldova. Voi nu vă înțelegeți între ei. Unde e pacea aia, a zis Dumnezeu că o să fie pace? E pace între baptiști? Nu spun mai mult, că aici ne doare. E pace între noi și pentecostali, e pace între noi și creștini după Evanghelie. Păi nu, frate Daniel, numai între oamenii plăcuți lui. Uleu, am încurcat-o rău de tot atunci. Am încurcat-o rău de tot. Există pronunțări care au rămas neîmplinite, la care ne gândim, ne uităm și spunem, oare ce sunt cu aceste speranțe care au rămas la nivelul speranțelor? Există persoane care în vremea aceea trăiau cu o speranță. Ei așteptau împărăția lui Israel. O bătrână văduvă de la templu, un Simeon de la templu, când îl aduc pe prunc, ei așteptau împărăția lui Israel. Și unul chiar se uită la femeia aceea, la bărbatul acela și la copil, îl ia pe copil în brațe și spune, slobozește astăzi în pace pe robul tău, că ce a văzut? Care mântuirea lui Israel? 2000 de ani de chin! Și sunt texte din acestea care ne lasă cu gândul acesta că sunt niște speranțe la care ne gândim și parcă sunt profețiile din Vechiul Testament care, nu, deci un cuvânt de la Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Atunci, dacă s-au împlinit alea, trebuie să fie o vreme în care și acestea se vor împlini. Și am să vă dau 3 astfel de exemple și fug repede la avion. Înainte de acesta însă vreau să vă spun ceva despre... Dați voie să fac o spovedanie. Fiecare dintre noi credem că merităm o soartă mult mai bună decât avem. Și că numai împrejurările sunt de vină, că noi nu avem ceea ce am meritat să avem. Nu avem copiii care ar trebui, nu avem soțul, soția, biserica, casa, masa, serviciu. Și eu n-am fost departe de dumneavoastră, din multe puncte de vedere. Am fost mai nemulțumit ca alții și din când în când nemulțumit foarte apăsat și în criză. Mă uit la televizor și văd de la Bruxelles, biserică penticostală, domnule, nu poți să arunci un ac. Stau în picioare, dincolo de uși, mai au încă o anticameră și aia e plină. Și acum plănuiesc să mai încă o sală. Și noi, câțiva aici în America, păi un om de Tania, lui Daniel Brânzei, și e vorba între noi, niciunul de la Bruxelles nu predică ca Daniel Brânzei. Și mă ispitește satana cu tot felul de gânduri, să ajung nemulțumit. Sunt multe zone frumoase în Los Angeles. N-am stat niciodată într-una dintre ele. M-am mutat acum în Parsonage pentru ca copiii mei să stea în Casa Mare și Parsonage e aproape de Disneyland. Disneyland e zonă turistică, asta înseamnă prostituate, hoți de buzunare, bețivi, restaurante. Mi-e frică să las ceva în curte, mi-e frică să las garajul deschis, că ăștia îmi fură tot. Eu meritam să stau cel puțin în Beverly Hills, nu? Și mă trezesc câteodată nemulțumit și într-unul dintre ani am citit pentru mine și pe urmă pentru biserică, totuși întunericul nu va împărăți veșnic peste țara în care este acum întuneric, durere. Zabulon și Neftali. Și am stat și m-am gândit. Hodorong trunc. Ce legătură are Zabulon și Neftali cu viața Domnului Iisus?
Eu am citit toată Evanghelia și am citit-o de câteva ori. Nu scrie nimic niciodată despre Zabulon și Neftal. Ce rost are profeția asta? Zabulon și Neftali sunt în extremitatea de nord a țării. Și din cauza comerțului și din cauza războaielor au fost cele două seminții care, fiind la graniță, s-au întrepătruns cel mai mult cu străinii Tir, Sidon, toate spurcăciunile de acolo. Și pentru iudei, Zabulon și Neftali erau or fi și evrei, dar sunt de categoria și samaritenii parcă sunt mai decât Zabulon. Toți în partea alaltă, Decapolis, cele 10 cetăți grețești, ajunseseră să crească porci. Evrei să crească porci. Și când a venit Domnul Iisus și a scos duhurile din ei, s-au supărat așa de mult pe Domnul Iisus că a zis, pleacă de la noi. În loc să-i spun, rămâi cu noi. Le-a stricat. Și pentru iudei, părțile astea de nord au fost întotdeauna un fel de întuneric. Nici nu știau să-i socotească sau să nu-i socotească neapărat evrei pe cei de acolo. Din cauza asta, profeția spune, acolo va veni. Pentru ei va veni. Pentru cei disprețuiți, pentru cei pentru care nu dați doi bani, pentru cei care nu merită să stea alături de voi, acolo va veni. Acolo va veni. Ar fi putut să stea oriunde în Israel. Era din Iudeea, era din seminția lui David. Iudeea era seminția lui David. Ierusalimul era capitala. Avea buletin de Ierusalim. Și în providența lui Dumnezeu și în viața lor au ales să stea în Nazaret, în Galileea. Și i-au zis toată viața, galileanul ăsta ar fi putut să stea în umbra templului. Ar putea să stea în Sfânta Sfintelor. Și a ales să stea în jocurile cele mai de jos ale țării. Cel mai sfânt om care a trăit vreodată a luat viața de jos și ne-a învățat să nu disprețuim niciodată pe nimeni. Să nu disprețuim niciodată pe nimeni. Și din anul acela și din ziua aceea am zis, mulțumesc Domnului pentru unde stau și mulțumesc că înainte de aia am stat la Pașcani și mulțumesc că înainte de aia am stat la București, la Mahalaua din Berceni. Dacă Fiul lui Dumnezeu a luat viața de jos când putea să aleagă orice altceva, cine sunt eu să cred că merită altceva? Cine sunt eu? Aceasta este spovedania mea și omul acesta a venit în seara aceasta la dumneavoastră să vă spună câteva nedumeriri pe care le are și speranțe care sunt pentru viitor. În contextul în care evreii din Israel trăiesc și trec astăzi prin niște prefaceri epocale. Se schimbă vremea. Una dintre profeții este corul îngerilor, ca să o dăm repede deoparte. Slavă lui Dumnezeu în cerurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plecuți lui. S-a realizat? Nu. S-a realizat cu evrei? Nu. Atunci? Atunci e foarte simplu. Ceea ce au făcut îngerii este că au venit și au dat o declarație program. Ei veneau din afara timpului. Pentru ei istoria nu era un obstacol. Ei știau care este scopul lui Dumnezeu și scopul acesta este scopul final. Etapa nașterii Fiului lui Dumnezeu pe pământ este pentru ca să se atingă scopul final. Și scopul final este slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte. Și pace pe pământ. Citiți tot Noul Testament, mergeți la Apocalipsa și veți vedea că mesajul îngerilor se va întâmpla, se va împlini. El este o proclamare, este o promisiune și este o speranță pe care o avem și credem din toată inima că va veni vremea aceea. Va veni vremea aceea. Al doilea mesaj este greu de înțeles, este ceea ce îi spune îngerul acestei tinere, Maria.
A mințit-o sau n-a mințit-o? O, frate Daniel, dar și cum vorbește așa ceva? Doamne ferește, de la învânt, dumneavoastră le spui așa ceva, îngerul, din partea lui Dumnezeu. Păi spuneți-mi și dumneavoastră. I-a dat speranțe false. El va fi mare. A trăit 33 de ani. Când a fost mare? Vulpile au vizuin, dar fiul omului nu are o piatră pe care se place capul. Și va fi chemat fiul celui preanalt. El da, dar ceilalți nu. Și Domnul Dumnezeului va da scaunul de domnie al tatălui său, David. Nu sunt certitudinile noastre, sunt speranțele. Sunt așteptările, sunt profețiile în care credem. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Păi a trebuit să plece de pe pământ, că l-au omorât, l-au aruncat într-o groapă acolo de stângă. Și a plecat, cum spun cei care ne critică pe noi, cu coada între picioare. Ce s-a împlinit din tot ce a spus îngerul acesta? Nimic. Nimic. Și este o tensiune în noi când citim de fiecare dată, în luna decembrie, aceste cântări. La strofa a treia de astăzi, de la același timp, El va domni. Când? Unde? Deocamdată nu s-a întâmplat. E o speranță. Este un cuvânt din partea lui Dumnezeu. A răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Îmi place să-l citesc. Și îl citesc în fiecare an. Dar dacă mă ia cineva și mă întreabă, e adevăr sau e minciună? E adevăr. Unde? Când s-a întâmplat asta? Acestea sunt teste care ne lasă pe noi să avem speranțe și sunt niște tensiuni. Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel pentru că a cercetat și a răscumpărat pe poporul său și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului său David, cum vestise prin gura sfinților săi proroci care au fost din vechime. Mântuire de vrășmașii noștri și din mâna tuturor celor ce ne urăsc. Știți unde ar trebui citite frumos versetele acestea pline de Duhul Sfânt? În fâșia Gaza, zilele acestea. Și se vor uita la dumneavoastră și vor spune cine, despre ce e vorba, că încă nu o împărăție. Mântuire de toți vrășmașii noștri și din mâna celor ce ne urăsc. Ce frumos ar fi să fie frumos. Doamne, adu ziua aceea. Despre cine vorbiți voi? Despre cine vorbiți voi? Și iar este una din așteptările noastre, din nădejdile noastre. Ele ne sunt comunicate în evenimentul acesta în care eternitatea s-a intersectat puțin cu vremelnicia și cerul ne-a comunicat ceva, dar cu ochii firești noi nu vedem. Vedem un omul duhovnicesc și așteptăm. Mai vreți unul sau mă trimiteți la seminar că vorbesc prostii? Căci un copil ni s-a născut. Și asta e frumos, că așa a fost. A fost copilul cui? Ni s-a născut nou, a fost uman, a fost omenesc, în neamul omenesc. Dar imediat spune, un fiu? Cine ni l-a dat? Cineva care nu era uman. El a venit între noi ca și, nu? Dar era, de fapt, fiul lui Dumnezeu. Ce frumos este! Îl vor numi. Și în momentul acesta iar plonjăm în niște texte care nu s-au împlinit. Niște texte amețitoare. Niște texte care ți-au respirația. Niște texte care sunt frumoase ca o poezie ideală care nu are însă bază reală. Îl vor numi minunat. Cine? Când?
trebuie să fie după naștere, după ce ne-a fost dăruit, disprețuit și părăsit de oameni. Om al durerii și obișnuit cu suferință. Era așa de că îți întorceai fața de la el. Îl vor numi minunat. Acestea nu mai sunt certitudinile noastre. Acestea sunt speranțele noastre. Îl vor numi minunat, sfetnic. Pentru cuvintele lui, considerate izvorul nebuniei lui, n-au primit nimic din ce a spus el. L-au lepădat. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Minunat, sfetnic. Continuați dumneavoastră. Dumnezeu? Tare. Cine l-a numit Dumnezeu tare? Și apoi această expresie de final care ți-a respirația. Părintele veșnicilor. Frații mei, dacă ați fost la școală și ați făcut matematică, algebră, cât de cât algebră, știți că nu există decât un singur infinit. Infinit înseamnă ceva fără, ceva care le cuprinde în toate. Nu pot exista două infinituri. E o contradicție de termeni. Părintele veșnicilor. Și iarăși sunt aceste intersecții ale eternității cu lumea noastră, care ne plonjează, dacă avem timp să medităm, la o lume a lui Dumnezeu în care încă nu suntem familiarizați. Am spus cuvinte, le-am cântat cuvinte, am predicat despre ele, ne-a plăcut de ele, dar nu neapărat le-am înțeles. Mi-aduc aminte când pentru prima dată la noi în biserică am spus, noi credem că știm rugăciunea Tatăl nostru. Hai să vedem dacă o știm. Tatăl nostru care ești în ceruri. Mintea fiecăruia dintre noi este pământul, iadul, raiul și cerul, la singular. Ce înseamnă Tatăl nostru care ești în ceruri? Trebuie să-l întrebăm pe Solomon, pentru că el a fost singurul care s-a ridicat la înălțimea acestei perspective a eternității și a spus, ce va locui oare Dumnezeu în casa asta pe care i-am făcut-o noi? Iată că cerurile cerurilor nu te pot cuprinde. Noi nici rugăciunea Tatăl nostru nu putem pătrunde. Este un text care ne-a fost sugerat, ne-a fost dat de cineva care vine de dincolo, de dincolo de timp și de spațiu. Și persoana aceasta va ajunge într-o bună zi să fie numit Părintele Infiniturilor. În altă parte scrie, prin el au fost făcute și veacurile. Veacurile sunt un domeniu de existență între două evenimente catastrofale sau definitorii în planul lui Dumnezeu. Dar e duminică seara și nu am venit să vă obosesc. Prin Iisus Hristos Dumnezeu a făcut veacurile și El va fi numit Părintele Eternităților, în realități de dincolo de lumea noastră de timp și de spațiu. Și îl vor mai numi cumva, nu-l numesc încă, Domnul Păcii. Domnul Păcii! Vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu o dau așa cu de lume. Vă las pacea mea, Domnul Păcii. Dar este aici vorba de o pace mult mai mare. Pentru că spune așa, va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Nu o vedem. E o tensiune, e o speranță, e o incertitudine care se împlinește doar dacă ai credința să-i dai lui Dumnezeu girul că El va face lucruri care tu nu le poți pricepe, nu le poți înțelege. Aș vrea să închei cu ceva despre Israel. Ce frumos ar fi dacă îngerii ar veni astăzi și în câmpia aceea din fâșia Gaza ar cânta pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Și împărăția lui nu va avea sfârșit. Și ce a spus lui Zaharia?
Dumnezeu ne-a ridicat o mântuire tare de toți vrăjmașii noștri și față de toți cei ce ne urăsc. Toți ar zice, amin, amin, Daniel, amin, amin, unde e asta, de unde e asta, că în tarahul nostru nu scrie, în Vechiul Testament nu scrie, de unde este, de unde este? Păi e din Noul Testament, alea-s minciuni. Este unul dintre evrei cel mai public astăzi, e un tânăr relativ, spre 40 de ani, genial, genial. Asta de vorbă cu John MacArthur. John MacArthur îl iubește ca pe copilul lui. Și i-a prezentat Evanghelia în niște termeni așa de calzi, așa era imposibil de refuzat. Asta de vorbă apoi cu un profesor foarte, foarte mare din Anglia, de la Oxford, un matematician, care este și creștin apologetic. Și omul acela i-a spus dovezi despre divinitatea lui Iisus Hristos. Și evreul acesta, genial, repet, genial. Să-l ascultați când vorbește despre woke culture, despre homosexualitate, despre toate perversiunile astea. Are brici în minte, brici. Și pentru că este așa de aproape de împărăția lui Dumnezeu, unii dintre cei mai frumoși oameni lui Dumnezeu s-au dus și au stat de vorbă cu el. Știți care a fost răspunsul lui? Nu atunci că e de bun simț și n-a vrut să o spună lui John MacArthur în față. I-a zis numai atâta. Nu știu ce cum se întâmplă, dar tot personalul din studioul meu vrea să se fotografieze cu dumneavoastră. N-am mai întâlnit niciodată un musafir la mine în studio la care toți din studio să vrea să se fotografieze cu dumneavoastră. Cine sunteți dumneavoastră? Și John l-a lăsat așa. I-a făcut numai o declarație de dragoste și l-a invitat să se gândească la Domnul Iisus. Și tânărul acesta a spus, argumentele despre divinitatea lui Iisus Hristos nu mă interesează. Nu vreau să mă gândesc la el. Cum 2000 de ani, cineva care intra în Ierusalim, împlinind o altă profeție, a început să plângă. Și a spus, o, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar acum, lucrurile care puteau să-ți dea pace. Vor veni însă și vor ridica ziduri împotriva ta și a început să plângă de mila lor. Și de 2000 de ani oamenii aceștia suferă pentru că argumentele despre divinitatea lui Iisus Hristos nu ne interesează. Zaharia, capitolul 14. Îl vor întreba, dar rănile pe care le ai în mână, de unde le ai? Și le va spune, le-am primit în casa celor ce mă iubeau. Și îl vor plânge. Și următoarele versete spun, bate voi păstorul și spun, Ierusalimul și în toată țara va fi război, vor muri două treimi. Două treimi. Din Israel trebuie încă să moară. Iar treimia care rămâne, spune Dumnezeu, o voi curăța eu. O voi lămuri eu. Ne uităm la ei, le plângem de milă, cu privirea celui care a plâns acum 2000 de ani. Ei trebuie să dispară pentru că în spatele acestei lumi este Satan. Și Satan este antisemit. Satan urăște pe Hristos, Satan urăște familia, Satan urăște națiunile, pentru că sunt toate invenții ale lui Dumnezeu. Satan urăște biserica, Satan urăște Biblia și Satan îi urmărește și urăște pe evrei. Și îi mușcă din persecuția aceasta pe care Satan și Duhul acesta satanic, care i-a urmărit toată istoria lor, urmărește și astăzi. Mergeți până în Apocalipsa și vedeți balaurul care urăște femeia pentru că a născut copilul. Copilul a fost luat la cer. Și atunci balaurul s-a aruncat cu toată mânia asupra femeii. Femeia e poporul Israel, care a născut pe Mesia. Frate Daniel, asta înseamnă că vine Domnul Iisus? Avem certitudini. Certitudini că profețiile se împlinesc. Profețiile că Dumnezeu este stăpân pe situația generală și pe situația fiecăruia dintre noi. Profeții că niciun cuvânt de la Dumnezeu nu e fără putere. Profeții că încă putem să fim umpluți de Duhul Sfânt. Dar avem și incertitudini. Avem și speranțe.
Nu putem spune precis ce și când. Avem argumente. Unul din prietenii mei, american, păstor la o biserică de câteva mii de membri, un om extraordinar, m-aș duce și o să fiu membru la ei dacă n-aș mai trebui să stau printre români. A avut o predică săptămâna trecută, 12 motive pentru care Domnul Iisus poate să vină astăzi. Și-a luat-o cu Europa, cu ta-ta-ta-ta-ta, profeție, ta-ta-ta-ta-ta. După care a zis, acum vreau să vă mai spun un motiv pentru care s-ar putea și să nu vină. Și motivul acesta este că ziua aceea nu știe nimeni. Voi dar fiți gata având mijlocul încins, încălțămintea picioare și făcliile aprinse. Este luna decembrie. Ne scăldăm iarăși în melodiile acestea, în profețiile acestea, în personajele acestea. Dar dacă aveți un moment de insomnie noaptea și vă gândiți la ele, o să vedeți împreună cu mine că anumite lucruri sunt certe. Dar altele sunt așa de... că ți-au resuflarea. Se vor împlini vreodată oare? Va veni El să fie chiar împărat la Ierusalim și împărăția Lui nu va avea sfârșit? Și evreii vor ajunge să spună, ne-a scăpat de toți dușmanii noștri și de mâna celor care ne urăsc. Ce părere aveți? Se împlinesc? Avem certitudini și avem speranțe. Și peste toate speranțele noastre spunem, facă-se voia ta, Dumnezeu nostru. Facă-se voia ta cu Israelul, facă-se voia ta cu lumea aceasta întreagă, pentru că este în mâna ta, și facă-se voia ta cu fiecare dintre noi care suntem așa de scumpi în ochii tăi. Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Amin.